Astăzi de dimineață, locatarii blocului A2 din cartierul Vișoi au fost alertați de faptul că de la un apartament aflat la etajul 9 iese un fum negru. Printr-un apel la numărul de urgență 112 au fost solicitați să intervină pompierii de la detașamentul Câmpul Lung, iar aceștia au constatat faptul că o mașină de spălat rufe a luat foc. Flăcările se întinseseră la materialele textile aflate în jur, iar apoi la mobila din respectiva cameră. Pentru că era foarte mult fum, proprietarii au fost evacuați, iar o femeie în vârstă de 52 de ani a avut nevoie de intervenția paramedicilor de la ambulanța Smurd după ce a inhalat fum, aceasta suferind și un atac de panică. Detașamentul de pompieri Câmpul Lung a fost solicitat prin serviciu de urgență unic 112 pentru stingerea unui apartament. Ajuns la fața locului, am constatat că de la o mașină de spălat s-a produs curt circuit electric, a ars mașina de spălat, materiale textile, mobilier din jurul acesteia. În ceea ce privește stingerea, nu au fost probleme deosebite, s-a acționat în condiții bune. În ce stare a fost proprietarul? A avut un atac de panică și intoxicație cu fum. A fost transportată la UPU de către colegii de la Smurd. Până la sosirea salvatorilor, proprietarii au încercat să stingă flăcările cum au putut, fapt ce a făcut ca focul să nu se extindă și la celelalte camere. Pompierii au intervenit și au reușit să limiteze pagubele, punctul de pornire al incendiului fiind un scurt circuit electric la mașina de spălat rufe. Din fericire, incendiul a fost localizat repede, astfel că nu a fost necesară evacuarea locatarilor de pe scară.